cafea și să vedem ce s-a mai întâmplat. Haideți să începem cu Ilon Musk. Un pic relaxat, deci oamenii se mai duc și ei la club, pur și simplu. Te duci așa frumos la club și la un moment dat observi că lângă tine dansează Ilon Musk. Dar foarte relaxat. Uite, hai să vedem un video. C Au apărut vreo două videouri pe Twitter. Te duci frumos, liniștit, bine mersi, DJ-ul este acolo, multe fete și în partea asta Elon Musk, care se bălângă în stânga dreapta. Am mult spus dansat, dar na, fiecare cu stilul lui acum <gânghe> și omul se simte foarte bine. Problema este că în următoarea zi avea o întâlnire destul de importantă și mai este un video cu el dansând. Aici se ținea frumos de ceafă. Omul are un stil mai deosebit de dans, S a dus și el să se mai relaxeze. A doua zi, s-a întâlnit cu președintele Macron, pentru că ce să faci înainte să te cu un președinte, te duci în club și a spus că nu a reușit să doarmă, că a fost ocupat și a dormit în mașină și se vede după față, dacă vă uitați în poza asta, vedeți după față. Da, omul e un un personaj, într adevăr, e un personaj destul de interesant. Și nu știu ce au discutat exact, dar au zis că, că a fost destul de obosit că nu a reușit să doarmă. Cu toate astea, oamenii sunt destul de încântați că a renunțat la poziția lui din Twitter, am văzut că acum a trimis un e-mail, staff Si intern și a spus că fiecare angajare de acum de la Tesla să treacă prin el, adică să o verifice personal și să-și dea aprobarea pe e-mail, dacă se face sau nu acea angajare. Mergem la mai multe firme care în ultima vreme dau faliment și de, printre ele au fost și Vice Media. Vice Media știți că s-a luat într-un scandal din asta cu Andrew Tate, că au făcut ei un soi de documentar ascuns, după care au fost foarte criticați, după care uh, cumva au fost în contrări cu frații Tate, uh, dar ei ca și stare financiară nu arată foarte bine. Au depus pentru faliment uh, în ultimele 48 de ore, pentru că au încercat să vândă firma în ultima vreme de vreo câteva luni încearcă să vândă firma, nu au reușit și acum au intrat în faliment. Na. Deci, și nu, din păcate, nu este singura firmă. Aparent, din ce în ce mai multe companii din astea mari intră în faliment, ceea ce nu este chiar un semn bun. Dar vorbim de companii, să vedem în ce mai investesc fondurile de investiții. Avem Bill Ackman, care este denumit micul Buffett, probabil știți deja despre el. Acesta a arătat că are un stake de 1 miliard în Google. A cumpărat recent 1 miliard în Google. Hai să ne uităm ce a făcut Google pe grafic în ultima vreme și vedem că se stabilizase. Când mai vorbeam noi de Google, se stabilizase. Era aici o zonă de rezistență în, în această parte și se învârtise în această zonă destul de mult. Ne așteptam cumva să mai scadă un pic prețul înainte să crească, dar nu a mai scăzut deloc. S-a dus direct rachetă în sus și în total a avut o creștere, deci într-un termen foarte scurt, a avut o creștere de uh, 10-11% iar din punctul de jos de pe aici de când a început această perioadă am avut un 30%, ceea ce pentru o companie de statura Google-ului este foarte impresionant. Google, cât mai are market cap. Are 1,4 miliarde de capitalizare de piață. Deci na. Stă foarte bine. Mai vedem și la Buffett. Buffett ce a mai făcut? A cumpărat recent de 1 miliard Capital One, asta unul la mână, dar ce mi s-a părut, mie, pă, să zicem, interesant de urmărit este că și-a vândut stake-ul în Taiwan Semiconductors, ceea ce este foarte suspect, pentru că Buffett niciodată nu cumpără și vinde într-un termen foarte, foarte scurt. Adică el este renumit pentru faptul că cumpără și nu mai vinde mulți ani și apoi când vinde, vinde cu un profit din ăla imens și s-a uitat, a făcut 10x, 20x pe bani. Dar în principiu nu vinde foarte repede. În schimb, Taiwan Semiconductors, dacă mi amintesc bine, a fost cumpărat, adică au anunțat când? Acum două trimestre, dacă nu mă șel, ia să ne uităm noi, pentru că atunci a avut loc și o creștere destul de rapidă. Uite, exact aici, prin octombrie. Prin octombrie noiembrie a anunțat Buffett că a cumpărat Taiwan Semiconductor, s-a avut loc această creștere, după care uh, și-a menținut cumva acest ritm de creștere până în această perioadă când am mai văzut o mică scădere. Dar ca idee, deci a ținut cât din noiembrie până acum. Uh, de fapt, în noiembrie s-a anunțat că avea deja cumpărat și acum s-a anunțat că avea deja vândut. Dar perioada este cam tot acolo. Deci, între două trimestre, uh, practic, el a și cum și vândut Taiwan Semiconductors. Asta este îngrijorător, pentru că înseamnă că știe ceva. Vă dați seama, în momentul în care ai un fond de investiții de, cu capital de 300 și ceva de miliarde, ai acces la niște informații. Și bănuiesc că el, dacă a cumpărat, a avut niște informații, cum că totuși treaba este destul de safe, cu toate astea, în momentul în care a vândut, bănuiesc că acele informații s-au schimbat. Ceea ce este îngrijorător, după cum am zis, pentru că nu pentru stoc în sine, stocul mai puțin mă interesează, este pentru situația din Taiwan, pentru că pe el, de fapt, îl îngrijora conflictul dintre Taiwan și China și un posibil război. Și dacă a vândut, sperăm că este doar grijuliu și nu știe ceva clar legat de începerea unui război. Pentru că atunci ar fi într-adevăr o situație destul de nasoală. Ca și idee, stocul după acest anunț nu a fost foarte afectat, adică nu vedem nicio scădere semnificativă după această știre. Într-adevăr, avem un mic downtrend de ceva timp de prin februarie, vedem că a mai scăzut un pic, avem această zonă de high, după care un pic mai jos și acum este, să zicem, pe partea asta de revenire, vedem unde se stabilizează, să vedem dacă într-adevăr va fi sau nu va fi un downtrend. Dacă și puncte de low, de exemplu, avem acest această zonă, după care această zonă care este din ce în ce mai jos. Asta înseamnă că este într-un downtrend de prin februarie, ca idee. Acum cu știrea aceasta cel mai probabil își va continua downtrendul, adică nu mai văd motiv de creștere în special, pentru că tensiunile între China și Taiwan rămân, deși nu a mai fost nimic ca acum ceva timp. Pentru că acum am avut, acum câteva luni erau știri zilnice. În care, ba, trimiteau avioane, ba, se întâmpla ceva. Acum s-au mai liniștit un pic apele, dar cu toate astea tot există tensiune în acea zonă. Și hai să mai vedem ceva pe cripto. Deci CEO-ul de la OpenAI, care deține, practic, chat GPT, este Sam Altman. Și acest domn are un proiect nou cu cripto Deci vrea să facă un proiect în care îți scanezi retina de fapt îți trimiți o poză și scanează ei retina și după aia te folosești de acest scanning de retină pentru securitate cumva pentru antifraudă și au ieșit mai multe persoane care au zis că nu prea este regulă să obții genul ăsta de informații, adică să obții datele de pe retina a milioane de oameni doar pentru că vrei tu să faci securitate suplimentară pentru că există multe alte metode de a puți, să zicem crește securitatea fără să deții date biometrice și până acum a strâns 100 de milioane pentru acest proiect, a, a ieșit chiar și Edward Snowden și a zis că na, nu este normal să adun cum ar veni informațiile de pe retină și a spus că păcălește oamenii prin faptul că spune da, tu încarci poza, dar după aia noi o ștergem. Și a spus ok, dar nu, rămâne cu, nu rămâi cu poza, rămâne cu analiza din spatele pozei. Adică tu trimiți poza cu retina, ei scanează retina și rămân cu scanul. Da, apoi îți șterg poza. Oricum poza nu mai are niciun sens pentru că scanul efectiv de peretină era ceea ce conta. Uh, și Na, asta a ieșit cumva, a avut un fel de backlash din, asta, din partea oamenilor și prin faptul că au zis că cei care au ales să intre în acest proiect să-l adopte au fost oamenii care nu au înțeles de fapt ce se întâmplă cu informațiile lor, pentru că am văzut Sam Altman se lăuda cu faptul că prin Africa a fost proiectul foarte, să zicem, adoptat. Adică prin Kenya erau foarte multe conturi la început și așa mai departe. Și e normal, pentru că dădeau niște bonusuri pentru persoanele care scanau uh, retina și automat în Africa dacă îi întrebi vrei niște bani ca să-mi trimiți o poză cu ochii, da, mersi, normal. <laughs> Dar în partea asta vestică cumva, oamenii sunt mai atenți la, la datele lor și la partea asta de privacy. Așa, proiectul na, arată ca orice alt proiect de cripto. Nu înțeleg cum gândesc ei diferențierea. Pentru că gândesc, este pe aceea, același principiu descentralizat în ideea în care, domnule, nu are nimeni control al finanțelor. Au spus că uite, 1,7 milioane de persoane care au intrat în acest proiect și că identificarea practic va fi făcută diferit față de varianta asta, probabil, cu parole și așa mai departe. Probabil va fi alt login și altă variantă de securitate. Dar în rest, cam tot pe acolo ca idee. transfer niște bani dintr-o parte în alta folosind un blockchain ceea ce nu este deloc nou, adică tehnologia asta de blockchain și de transfer al finanțelor descentralizate există de ceva vreme și pe asta se bazează toată industria cripto. de asta mi-e ciudat când văd proiecte noi că nu văd cu ce mai vin în plus și acum în plus a venit cu partea asta de scanarea retinei și ce mai este îngrijorător este etica acestei persoane pentru că ieșise Elon Musk acum câte am avut cred că o lună sau câteva săptămâni când a făcut un interviu și a explicat, a spus că ar vrea să facă un concurent pentru ChatGPT GPT și și că este frică de gândirea CEO-ului de la OpenAI. Și, na, tocmai de asta nu, nu cred că este un proiect prea etic. Acum, na, vom vedea în ce direcție va merge. Și cam asta este, prieteni, pe asta. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați, uitați-vă și în descriere pentru că avem chestii interesante și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Pa!